o problemă de încovoiere, da? Schema de rezemare. Deci avem trei secțiuni. Secțiunea AB, BC și CD. În punctul A acționează un moment concentrat încovoitor, M, în sensul orar. În punctul B, deci obiectul este rezemat cu un rezem simplu. Pe segmentul BC acționează o forță distribuită uniform, Q. În punctul C acționează, deci în punctul C este rezemat pe un rezem simplu. Și în punctul D acționează o forță concentrată F. Deci momentul concentrat este egal cu QL pătrat. Forța concentrată este egal cu QL și Q este egal cu 10 la 4 Newton pe metru. Da? Lungimea 1, 2 și 3. Deci în cazul meu o să fie egal cu 100 de milimetri. Deci ele o să fie toate trei egale. Tensiunea admisibilă 200 de megapascal, modulul de elasticitate 2 ori 10 la 5 megapascal, secțiunea transversală a barei este aceeași pe toată lungimea ei, deci este un dreptunghi cu înălțimea H și cu lățimea B și trebuie de determinat reacțiunile în rezime, trebuie de desenat diagramele eforturilor și eforturilor, deci a forțelor tăietoare și a momentelor încovoietoare. Trebuie de determinat care este tensiunea maximă pe această bară și unde ea este. Și găsind tensiunea maximă, de dimensionat, deci secțiunea transversală, da? De luat pe H, dacă B este egal cu 10 mm. Deci eu am să desen încă o dată bara și în felul ăsta am să compun schema de încărcare doar, da? Momentul care este egal cu Q el la pătrat, bara are modul de elasticitate și momentul de inerție față de axa Z același. Rezimul B îl descompunem în două reacțiuni. Una pe verticală, RYB, și cealaltă pe orizontală, RXB. Deci punctul C, care este simplu rezemat, ceea ce acționează doar o reacțiune pe verticală și ne permite obiectul de plasare pe verticală, RYC. RYC. Pe segmentul BC acționează forța distribuită uniform. Și forța concentrată în punctul D, QL. Deci lungimea segmentului AB este egal cu
el. Lungimea segmentului BC este egal cu el. Lungimea segmentului CD este egal cu el. Tot aici am să desen și diagramele. Deci eforturilor, da? Forțelor tăietoare și momentelor încouăietoare. Iar aici voi... Deci voi scrie ecuațiile, deci voi face calculele, da? Deci primul pas este determinarea reacțiunilor. Deci pentru asta trebuie să compunem trei ecuații de echilibru, din care determinăm reacțiunile și o ecuație de verificare. Și în acest fel determinăm dacă au fost determinate reacțiunile corect, da? Pentru asta. Deci avem prima ecuație de echilibru. Suma proiecțiilor forțelor pe axa X egală cu 0. Deci, în lungul axei X, acționează doar forța Rxb. De unde determinăm, de fapt, că Rxb nu există. Ecuația de echilibru 2. Suma proiecțiilor forțelor pe axa Y. Suma proiecțiilor forțelor pe axa Y. Deci pe axa Y avem mai multe forțe. Forța RYB, RYC, QL și rezultanta forțe distribuite uniform Q, care este egală cu QL. Da? Care este egală cu QL. Asta va fi ecuația de verificare. Deci este egal. Sensul pozitiv este în sus. RYB minus QL plus RYC minus QL. De unde RYB plus RYC este egal cu 2QL. Cu 2QL, da? Deci ecuația de verificare. Deci ecuația de verificare. 3. Suma momentelor față de un punct ales de pe dreapta. Eu aleg punctul B, deci punctul B, pentru că aici sunt două necunoscute și în felul ăsta scap de o necunoscută, da? Deoarece momentul va fi egal cu 0 a forței care acționează în acest punct. Deci MZ față de punctul B este egal cu 0. Și avem sensul pozitiv, sensul trigonometric, deci minus QL pătrat. Forța RYB nu acționează. Q acționează. Deci minus QL dimulțit la brațul, care este L pe 2, deoarece centrul de greutate a dreptunghiului se află, se primește la jumătatea laturii, da? Dimulțit cu L pe 2. Brațul, da? Până la forța rezultantă. Bun. RYC. RYC acționează în sensul trigonometric, deci plus RYC dimulțit cu L. Și forța concentrată QL din punctul D acționează în sensul orar, deci minus QL dimulțit la 2L. Da, deoarece avem 2L.
Trebuie să fie egaleze cu 0. De unde? Iar YC să fie egal cu QL pătrat plus QL la puterea 2 pe 2, deci QL pătrat pe 2 plus 2QL pătrat. Da? Și asta va fi egal. Deci L putem să-l simplificăm și primim. Deci 2QL plus QL 3QL și plus 4 7QL pe 2. Deci 7QL pe 2, da? Va fi egal 3,5QL. Reacțiunea pe vertical în punctul C. Și ecuația 4, suma proiecțiilor, suma momentelor în jurul axei perpendiculare pe plan față de punctul C. Trebuie să fie egal cu 0. Și avem sensul pozitiv, sensul, deci sensul orar, sensul trigonometric. Deci sensul trigonometric și avem minus QL pătrat plus, minus RYB de mulțit la L forța rezultantă. Deci plus QL mulțit la L pe 2 și minus QL înmulțit la L. De unde? RYB va fi egal cu QL pătrat minus QL pătrat plus QL pătrat pe 2 și minus QL pătrat. De unde putem simplifica pătratul ăsta? Și primim. Deci minus 2QL, deci aducem la numitor comun, minus 2QL plus 1QL să fie 1QL pe 2. Minus 2 pe 2 și minus 1 pe 2 și minus 3 pe 2, da? Deci minus 3 pe 2 QL. Și ecuația de verificare. Deci aici va fi egal cu minus 1,5 QL, da? Și minus 1,5 QL. De unde? Din ecuația de verificare. Avem. Deci RYB plus RYC este egal cu minus 1,5 QL плюс 3,5 QL, что есть egal Q 2QL. Ши H для некоторой верификации вем, когда RYB плюс RYC это все egal к 2QL. Деч. Резолвария есть корректа, да? Есть адеварат. Значит, тоти калкули пикарня факут la calculul reacțiunilor, deci sunt corecte, da? Schema, deci în schema de încărcare, direcția corectă a reacțiunii RYB este
Deci invers, da? Deci este invers. Deci este inversă. Și asta va fi și reacțiunea RYB determinată din calcule, da? Și acum putem în principiu să mai desenăm încă o dată această bară, unde să reprezentăm doar, deci, forțele, da? Deci minus, deci plus, de fapt, e 1,5 QL, RYB, RXB este 0, forța distribuită uniform Q. RYC din calcul a ieșit 3,5. Deci este în sus. 3,5. QL și forța concentrată este QL, da? Și punctul D, deci punctul A, B, C și D. Și aici la fel rămâne el. Deci asta este schema de încărcare, da? Calculele pentru și realizarea pentru desenarea, deci diagramelor de eforturi, da? Forțelor tăietoare și momentelor încovoietoare. Deci diagrama forțelor tăietoare și momentelor încovoietoare. Deci pentru forțele tăietoare. Forțele tăietoare. Deci descompunem secțiuni. Deci bara. Secțiunea 1. Și X3, da? Și copie. Deci QL pătrat. Și calcul pentru prima secțiune. Deci forțele tăietoare T-ul va fi egal cu 0, da? Deci cu 0 pentru că nu există nicio forță, deci concentrată sau distribuită pe segment, da? Și când X1 este egal cu 0 și când X1 este egal cu el. Deci T va fi egal cu 0. Iar momentul încovoitor E va fi egal cu, deci cu QL pătrat, da?
ci cu Q al pătrat, deci nu minus Q al pătrat, deoarece sensul pozitiv când luăm și calculăm de la stânga la dreapta, este sensul, deci sensul orar, da? Sensul orar. Când calculăm de la dreapta la stânga, sensul trigonometric. Deci M va fi egal cu Q L pătrat. Și pentru X1 egal cu 0 și pentru X1 egal cu L, da? Deci astea sunt calculele pentru prima secțiune. Desenăm diagramele. Deci undeva pe aici mai jos, că o să fie deci a treia și a patra undeva aici, da? Deci diagrama forțelor tăietoare, TO. Puteți de măsură pentru T sunt newtoni. Plus iau în sus, minus în jos. Pentru prima secțiune avem 0. Și a momentului încovoitor M. Un test de măsură pentru momente sunt newtoni ori metru, da? Deci plus în sus, minus în jos, da? Minus QL, plus QL pătrat, da? Deci în sus, că avem un moment concentrat și este constant pe toată secțiunea, da? Este constant pe toată secțiunea. Și este constantă pe toată secțiunea. Deci aici este QL pătrat și aici QL pătrat, da? La fel și pentru forțele tăietoare. Deci aici este 0 și aici este 0. Bun. Secțiunea 2. Deci forțele tăietoare T sunt egale. Deci, când calculăm de la stânga la dreapta, deci toate forțele care sunt îndreptate în sus sunt pozitive, care sunt îndreptate în jos sunt negative, da? Și când calculăm de la dreapta la stânga, atunci toate forțele care sunt îndreptate în jos sunt pozitive și toate forțele care sunt îndreptate în sus sunt negative, da? Și avem, deci, RYB, care este egal cu 1,5 QL, este îndreptat în jos, deci va fi minus 1,5. Minus 1,5 QL. Și forța distribuită uniform, da? Deci am să... QL și X2 Q. Și avem, deci forța distribuită este Q dimulțit, rezultanta forței distribuite este Q dimulțit la X2, da? Și este îndreptată în jos, da? Minus Q mulțit la X2. Atunci când X2 este egal cu 0, T va fi egal cu minus 1,5 Q.
SQL, da? Din ecuația de mai sus. Când x2 este egal cu el, atunci t va fi egal cu minus 1,5 QL minus Q înmulțit la L, da? Și va fi egal cu minus 2,5 QL. Pentru momente. Pentru momente. Deci când calculăm de la stânga la dreapta, ce va fi QL pătrat. Când calculăm de la stânga la dreapta, momentul se ia pozitiv cel care rotește bara în sensul orar, da? Când calculăm de la dreapta la stânga, sens pozitiv a momentului încovoiător este cel care, deci, încovoaie bara în sensul trigonometric, da? Deci noi calculăm de la stânga la dreapta. Sens pozitiv pentru moment este sensul orar, da? Și avem, deci M. Avem momentul din secțiunea 1, da? Care este egal cu QL pătrat și momentul format de forța, deci minus 1,5 QL, deci minus, de fapt aici nu este minus 1,5, cele sunt pozitive, atât că direcția forței este în jos, da? Deci 1,5 QL. Și minus, deoarece forța dată încovoaie bara în sensul, deci în sensul negativ, da? În sensul trigonometric. Și va fi minus 1,5 QL. Deci modulul forței de mulțit la x2. Și minus forța distribuită uniform. Deci forța distribuită uniform este Q ori x la 2, da? Minus Q de mulțit la x2. Și deci de mulțit cu brațul. Brațul va fi pentru o secțiune, pentru, deci, o figură, cum este aceasta, deci, dreptunghi, este x pe 2, da? Mulțit la x pe 2. Și atunci când x2 este egal cu 0, momentul va fi egal cu QL la pătrat. Când x2 este egal cu L, momentul va fi egal cu QL la pătrat minus 1,5 QL la pătrat minus QL la pătrat pe 2. Și va fi egal cu, deci minus 1,5 minus, deci 0,5 va fi 2, minus 2, da? Și în cazul dat va fi minus, deci minus QL la pătrat, da? QL la pătrat. Bun. Deci ne-am clarificat și cu asta. Cum desenăm pe diagramă? Deci forțele tăietoare. Forțele tăietoare. Deci în punctul B avem un salt. Deci când x2 este egal cu 0. Da? Când x2 este egal cu 0, avem un salt de minus 1,5 QL. Da? Deci avem un salt minus
1,5 QL. Și când x2 egal cu L, avem deci o descreștere până la minus 2,5 QL. Și minus 2,5 QL. Минус 2,5 QL. Iar momentul, deci când x2 egal cu 0, iar rămâne aceeași valoare ca și în secțiunea 1. Și când x2 egal cu L, avem minus QL pătrat. Deci aceeași valoare însă cu minus, da? Deci va fi cam atâta, da? Și va fi... aproximativ așa. Și asta este minus QL la pătrat, da? Putem să determinăm și punctul de intersecție. Pentru asta trebuie să scriem ecuația când x2, când m este egal cu 0, când m este egal cu 0, și îl determinăm pe x2, da? Însă, în problemele date, pe noi nu ne interesează coordonata, numai dacă în această coordonată nu se află maximul. Dacă se află maximul, atunci trebuie să determinăm și coordonata. Pentru că pe noi ne interesează maximul, da? Știm în ce punct și care este valoarea maximului a tensiunii. Și pentru secțiunea numărul 3, deci pentru secțiunea numărul 3, am să desen așa. Deci x3 QL QL și avem. Deci acum calculăm de la dreapta la stânga. Sensul pozitiv pentru forțele tăietoare sunt în jos, dreptatea în jos. Și sensul pozitiv pentru moment este sensul trigonometric, da? Deci avem. Forțele tăietoare vor fi egale. Când x3 este egal cu 0, avem forța concentrată QL. Și pentru cazul când x3 e egal cu L, va rămâne tot el, deci este constant pe toată secțiunea, da? Și pentru moment. Deci pentru moment avem. Sensul pozitiv este sens trigonometric, însă forța cu oaia bară în sensul orar, da? Deci va fi minus QL și brațul este x3, da? Înmulțit la x3. Atunci când x3 este egal cu 0, momentul va fi egal cu 0. Atunci când x3 este egal cu L, momentul este egal cu minus QL la pătrat, da? Desenăm diagrama forțelor tăietoare și momentelor încovoitoare. Deci aici avem QL. Deci avem un salt QL. Și această valoare este constantă pe toată secțiunea. Deci toată secțiunea barii. Și aici tot este QL, da?
Și acum, calculul, adică desenarea diagramei momentelor în coiutare, da? Deci când x3 este egal cu 0, momentul este 0. Și când x3 este egal cu L, momentul este minus Q pe 2, da? Și este un triunghi. Este un triunghi. Acum, verificarea diagramelor construite. Calculăm de la dreapta la stânga. Sensul pozitiv pentru momente este sens trigonometric, pentru forțe înclinate, deci îndreptate în jos. Deci pornim de la 0, pentru că bara se află în echilibru. Deci suma tuturor forțelor este 0, da? Și se află în echilibru, în 0. Avem un salt în punctul B, QL, îndreptat în jos, deci este pozitiv. Pe toată secțiunea DC nu avem nicio forță distribuită, niciun moment concentrat, nicio forță concentrată, nimic. Deci ea este constantă pe toată secțiunea barei. Ajungem în punctul C. În punctul C avem o forță concentrată 3,5 kL îndreptat în sus, deci este negativ, minus 3,5 kL. Ducem în jos, ajungem până la minus 2,5 kL din punctul ăsta în punctul C. Deci pe segmentul CB avem o forță distribuită uniform, deci va fi o linie dreaptă, înclinată, da? Care va fi egală cu QL. Va fi egală cu QL, deci cu minus QL. Deci din minus 2,5 trebuie să ajungem până la minus 1,5, da? Pentru că este înclinată, deci este îndreptată în jos. Deci în jos înseamnă pozitiv. Și mergem cu ea, linie dreaptă, ajungem până la minus 1,5 QL. Deci aici în punctul B avem o forță concentrată 1,5 îndreptată în jos, deci este pozitivă. Ne ridicăm până la 0. Iar pe segmentul BA nu avem nicio forță distribuită, nicio forță concentrată, nimic. Da? Deci ea va fi constantă. Dar deoarece este 0, va fi 0 toată secțiunea. Și ajungem în punctul A. În punctul A nu avem nicio forță concentrată, nimic, deci este 0. Deci calculul forțelor tăietoare este corect. Calculul momentelor. Sensul pozitiv pentru momente când calculăm de la dreapta la stânga este sensul trigonometric. Forța QL rotește bara în sensul orar, deci va fi cu minus. Deoarece este forță concentrată, deci va fi o linie dreaptă, înclinată, da? Față de orizontală. Deci va fi QL dimulțit la L, deci minus QL pătrat. Și ajungem până în punctul C. În punctul C nu avem niciun moment concentrat, deci va fi aceeași valoare. Și este aceeași valoare. Însă, din punctul C, în punctul C acționează forța concentrată. Deci RYC, da? Sau 3,5 QL, care produce un moment 3,5 QL dimulțit la L, va fi 3,5 QL pătrat și minus forța distribuită uniform. Deci minus QL pătrat pe 2, da? Și forța QL, da? Care produce un moment minus deja 2 QL pătrat. Și avem minus 2 QL plus 3,5 QL va fi 1,5 QL și minus
Moment produs de forță distribuită uniform 0,5 QL. Deci ajungem până în punctul B cu valoarea de QL pătrat, da? Deci este QL pătrat. Deci am rezolvat corect. Deja în punctul, deci pe secțiunea BA nu există nicio forță distribuită, deci care nu produce moment. Și nu avem niciun moment, deci nu avem niciun moment concentrat. Deci va fi constant pe toată secțiunea BA. Deci în punctul A avem un moment care rotește bara în sensul orar, deci este negativ. Ajungem la 0. Da? Deci toate calculele au fost realizate corect. Acum, din condiția problemei, noi trebuie să determinăm. Deci reacțiunea RYB, RXB și RYC. Deci RYB este egal cu, deci RYB este egal cu 1,5 QL. 1,5 QL. Și este egal cu 1,5 dimulțit la Q, care este 10 la a 4. Și dimulțit la L, care este 0,1. Este 0,1, da? Și va fi egal cu 1,5 ori 10 la 3, da? Newton. Deci RXB este egal cu 3,5 QL, care este egal cu 3,5 ori 10 la 4, dimulțit cu 0,1 și este egal cu 3,5 ori 10 la 3 newton. Și RYC de fapt este. Și RXB, care este 0 newton, da? Din calculul reacțiunilor. Deci am determinat reacțiunile din reazime, da? Ele sunt egale cu 1500 de newton, 3500 de newton și 0 newton. Deci forțele tăietoare și momentele încovoietoare tot au fost determinate, da? Acum tensiunea maximă. Tensiunea maximă este egală cu momentul încovoitor maxim împărțit la WZ. Momentul încovoitor maxim este minus QL pătrat sau QL pătrat, deci nu contează. Luăm un modul QL pătrat, da? Momentul maxim. Și WZ. Deci WZ este BH la pătrat pe 6, da? BH la pătrat pe 6. Acum, trebuie să determinăm H-ul. H-ul va fi egal. Deci, cu ce va fi egal H-ul? Deci, H-ul va fi egal cu radical din. În loc de sigma maxim, avem tensiune admisibilă, 200 MPa. Da? Deci, 200 de MPa. Și deci avem tensiunea admisibilă, care este egal cu 200 de MPa, dimulțit la B, împărțit la QL,
квадрат și de mulțit cu 6. Și este egal cu radical de 200 de megapascal ori 10 la 6, transformăm în newton pe metru pătrat, da, în pascal, dimulțit cu B. B care e 10 mm, trebuie să transformăm în metri, deci va fi ori 10 la minus 3 metri, împărțit la Q, care este 10 la puterea 4 newton pe metru, dimulțit la L, care este 0,1 la pătrat, și dimulțit la 6, da? Și asta va fi egal cu 200 dimulțit cu 10 la puterea 4 împărțit la 10 la puterea 4 dimulțit cu 10 la minus 2 10 la minus 2 și dimulțit la 6. Și va fi egal cu, și facem calcul. Deci 10 la 4 cu 10 la 4 se simplifică. Minus 2. Deci va trece aici sus și va fi radical din 200 ori 10 la 2, deci va fi 20.000 împărțit la 6, da? Deci împărțit la 6 va fi egal cu aproximativ 57 73, 5 și alte cifre, da? Deci se adoptă se adoptă 58. Se adoptă 58 de metri, se primește, da? Din calcul. Deci să verificăm. Tensiunea admisibilă 200 de megapascali. Deci este 200 ori 10 la 6 pascali. Dimulțit cu 10 mm. Dimulțit cu 10 la minus 3. Transformăm în metri. Și dimpărțit la QL, care este 10 la 4. Dimulțit cu 0,1 metri la pătrat, care o să fie 0,01. Și dimulțit cu 6, da? Deci avem newton pe metru pătrat, metru, deci rămâne metru, și aici Q este newton. Deci newton pe metru, deci simplifică newton cu newton și metru cu metru, și rămâne 0,1 la pătrat. Ce avem așa, dacă după unitățile de măsură. Deci newton pe metru pătrat dimulțit cu metru împărțit la Q.
Бухаресте Ньютон по метру. Минул светла метр квадрат. Сейчас так вас симплифика. Q ньютон по метру, да? Deci simplifică și primim. Da, deci nu se ajunge, nu se ajunge. Deci ce nu se ajunge? Nu se ajunge. Și ce am uitat? Ce am uitat? Și tensiunea admisibilă de mulțit cu B. A, deci este invers. Deci este invers. Deci calculul este invers. Deci H-ul va fi egal cu QL pătrat mulțit cu 6 sigma A ori B. Și asta va fi egal cu 10 la 4 ori 0,1. 2 ori 6 împărțit la 200 ori 10 la 6 împărțit cu 10 împărțit cu 10 la minus 3. Și asta va fi egal cu 6 împărțit la 20.000 în metri. Mă uit că cam valorile prea mari ies, dar nu ar trebui, da? 6 din părțit la 20.000 este egal 0,0003 sub radical, deci 0,0173. Deci se adoptă. Se adoptă 0,018 metri. Și dacă transformăm în milimetri, o să fie 0,018 mulțit cu 10 la 3. Și va fi egal cu 18 milimetri. Deci aici am încurcat sensul și mă uitam că nu-mi iese unitățile de măsură. Bun. Deci asta este problema care trebuie rezolvată, da? Care trebuie rezolvată. Deci ea este simplă. Deci asta este sistema, da? Schema de încărcare, diagramele de eforturi, forțelor tăietoare, momentelor încovoietoare, calculele pentru determinarea deci, reacțiunilor, forțelor tăietoare, momentelor încovoietoare, deci transformarea, verificarea, da? Deci se vede că valoarea ieșea prea mare, 58 de metri, foarte mult și undeva am greșit, da? Și într-adevăr așa și s-a primit. Deci din neatenție trebuia să inversez invers, da? Și am primit 18 mm. Deci condițiile RYB, RXB, RYC
au fost determinate. Deci diagramele momentelor încouăitoare și forțelor tăietoare au fost desenate. Tensiunea maximă. Deci, de fapt, tensiunea maximă. Tensiunea maximă va fi egală cu... Deci, va fi egală cu... Am să spun aici mai jos. Deci, tensiunea maximă. Va fi egală cu M maxim împărțit la WZ și va fi egală cu, deci Q 10 la 4 ori 0,1 la 2 înmulțit cu 6 împărțit la B, care este care este 0,018. B este din condiția problemei 10 mm. 0,010 mm dimulțit cu H, care este 0,018 la pătrat și o să fie egal cu 0,001 înmulțit cu 10.000 înmulțit cu 6 egal împărțit la 0,01 și împărțit la 0,018 18. Deci se primește 185,185 ori 10 la 6 pascal, da? Ceea ce este egal cu 185,185, de fapt aici e în perioadă, megapascal, da? Și de fapt toate valorile au fost determinate. Deci tensiunea maximă este sub limita admisibilă, ceea ce este bine. Modulul de elasticitate, deci este dat. Calculul reacțiunilor este făcut. Diagramele momentelor s-au determinat. Tensiunea maximă a fost determinată. Dimensionarea s-a făcut, da? Deci asta este problema de încouăire.